Cine este pentru? Așa, trecem la ordinea de zi, conform dispoziției primarului orașului al numărul 208 din 24.05.2017. La punctele de pe ordinea de zi, dacă cineva mai are de completat, vă rog. Punctul 3, ca inițiativă de tranzitor. Deci, proiectul numărul 3 se retrage pe ordinea de zi. Deci, eu nu primar inițiator. La 3, nu. Ei, iată. Dacă nu supun la tot ordinea de zi, mai puțin punctul 3 care a fost retras de inițiator. Cine este pentru? Împotriva? Să trecem la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. Mai întâi, dar trece la dezbatere, nu o să votez la niciun punct, fiindcă s-ar putea să aflu în compatibilitate. S-a modificat legea 161 pe 2003, dar în sensul doar că există o mică adăugare la acel articol, că nu poate să-și exercite calitatea de consilier local pe viitorul. Este decizia analitică și a văzut și un punct de vedere a că sunt lucruri total diferite. Când s-a modificat? Nu. Deci acum am primit. Numărul din 2 sau 3 mai s-a publicat legea. Și am înțeles că am trecut asociația Consiliilor Județene, au cerut Ministerul Dezvoltării un punct de vedere vis-a-vis de starea asta de incompatibilitate. I-au declinat despre ani și ani au răspuns că nu. Deci exista, exista o incompatibilitate în legea 215 expresă, care a fost tratată și de către ANI și de către în alta curte, care a explicat cum nu există niciodată. Asta e modificare nouă, dar vă spun atâta, ai lăugat un plus la articol, că nu poate să șezează calitatea de consiliere local. Calitatea. Dar în ce context? În ce context? Deci, nu puteți spune în formulare. Ca și curiozitate. Oh, deci se poate înțelege și așa. Eu am vorbit cu exerciți calitatea de consiliere, ți-o exerciți prin vot. Deci asta singura problemă spune indemnizație, ca să fie de două ori de aici au existat și discuția exact. Și exact în sensul acesta s-a pronunțat în altă în cazul în care nu există indemnizație pentru calitate de consilier, înseamnă că nu există incompatibilitate. Iar anii care m-a dezbătut povestea asta, făcea raportarea incompatibilității la faptul dacă ea sau nu ea remunerație cu privire la această activitate. Da. Bine, acum vom trece la punctul 1 de ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleș pe anul 2017. Solicit avizul Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Învățământ. Favorabil a fost. Sunt sume venite de la Consiliul Județean cu destinație respectiv 20.000 pentru reparația Bisericii Catolice, 50.000 pentru Biserica Pentecostală, 80.000 pentru drumuri și ce mai este? 70.000 capelă la Biserica Baptistă Primării. Ne mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, vom trece la vot. Cine este pentru? Împotriva. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2.
desemnării membrilor în Consiliul de Administrație a SC Salubri S.A. Alești. Solicit avizul Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Învățământ. Favorabil. Juridic. Defavorabil. Urbanism. Favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă permiteți să fac o discuție legată de acest proiect, pentru că în redactarea lui la niște premise greșite. O să mă explic, o să încerc să fiu cât mai coerent. Discuția se face în jurul competențelor, adică până unde se întind competențele Consiliului Local cu privire la această procedură, care sunt competențele adunării generale a acționarilor și ale mai departe de Consiliului de Administrație, cum s-a fost vorba de numirea Consiliului de Administrație. În Ordonanța 109, spre văzut de regulile clare, în HG722, există o virgulă care inițiatorii au considerat că, în baza acelei virgule, Consiliul Local ar trebui să propună chestiunea asta. Eu vă spun că n-are sens, dar aș putut astăzi, pe ordinea de zi a Consiliului Local, să fie un alt proiect de hotărâre legat de salubri. Și anume, conform OG109, articolul 3, zice așa, autoritatea tutelară are următoarele atribuții legate de societățile comerciale care sunt, în care statul este sau unitatea administrativă, acționar majoritar sau unic acționar. La litera F scrie așa, să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiar, nefinanciar pentru Consiliul de Administrație. Deci, astăzi trebuia să avem o masă, un proiect de hotărâre, dacă e așa mare urgență și nu putem să tranșeze problema AGA, cum eu consider că putea fi tranșată, ne complicăm unde nu trebuie și nu ne facem treaba unde trebuie. Și astăzi trebuia să avem un proiect de hotărâre prin care noi, onorată Consiliul Local, trebuia să dăm un mandat celor doi reprezentanței noștri în adunarea generală a acționarilor, prin care să stabilească indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru viitorul Consiliu de Administrație. Acești indicatori trebuie prinși în contractul de mandat care se va semna cu noi administratori care au fost selecționați pentru lege. Ce mă deranjează pe mine, că treaba asta nu e făcută până astăzi, deși, dacă ne uităm aici la rapoartele de specialitate, avem o adresă din 7-10-2016 din partea societății RoMarketing, care a făcut selecția respectivelor persoane care au participat la selecție pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație. Și în 7-10-2016, Salubri primește raportul final de la firma RoMarketing, care își științează că, conform procedurilor legale, și-au terminat activitatea și concluziile raportului lor, plus că persoanele care sunt trecute aici, îs apte să îndeplinească calitatea de membru ai Consiliului de Administrație. Nu știu din ce motive, din 7-10-2016 până astăzi, sfârșitul lunii mai 2017, nu s-a reușit în Consiliul Local sau să ajungă pe masa Consiliului Local spre discuție un proiect de hotărâre prin care noi să dăm mandat cu privire la ceea ce așteptăm noi de la această societate și de la membrii din Consiliul de Administrație, adică acei indicatori. Ca să vă spun de ce este importanța acei indicatori, de exemplu, inclusiv remunerația membrilor Consiliului de Administrație are două componente, una fixă, care se stabilește prin contractul de mandat, și una variabilă. Ei, remunerația variabilă, conform legii, se raportează exact la acești indicatori. Deci noi dacă stabilim, să spunem, 7 indicatori, economici și tehnici, da? La acei 7 indicatori, în momentul în care îi stabilim, le stabilim și ponderea procentuală la care se raportează acea indemnizație variabilă. Nu mai departe, evident, importanța lor e foarte mare, deoarece acești membri ai Consiliului de Administrație, în fiecare ședință, trebuie să urmărească realizarea lor, pentru că e și în interesul lor, financiar, pentru că de aia depinde remunerarea lor pe partea variabilă, și interesul Consiliului Local, care e acționarul unic al acestei societăți. Nu înțeleg din ce, din octombrie până astăzi, noi nu avem o discuție cu privire la acest aspect.
Nu mai spun că bugetul societății care trebuie aprobat de către AGA nu are prevăzut banii pentru remunerarea acestor membri din Consiliul de Administrație. Lucru neacceptat. Neacceptat. Deci avem o procedură finalizată din octombrie 2016. Sunt 7 luni. De-aia spun, astăzi chestiunea care e pe ordinea de zi putea fi rezolvată de către AGA, pentru că exista bază legală, da? Investirea celor persoane se putea face foarte simplu de AGA, pentru că permitea legea, iar noi astăzi trebuia să discutăm acei indici de performanță și să stabilim ca pe baza lor AGA să poată face contractele de mandat. Contractele de mandat, cum am spus aici la documentație, schema schemelor. Nu au date concrete. Despre ce discutăm? Știe vreunul dintre dumneavoastră de aici, sau are o bază vreunul dintre dumneavoastră de aici de discuție cu privire la cât ar trebui să fie cuantumul, de exemplu, indemnizație unui membru AGA, unui membru al Consiliului de Administrație? Știe vreunul dintre dumneavoastră că s-a făcut vreo discuție în jurul indemnizației pe care ar trebui să o poarte, să o primească noul director general, care pentru ăla probabil că va trebui să primim un interimar, înțeleg? Și va trebui făcută peste maxim 4 luni de zile o selecție. Va trebui făcută o selecție. Deci noi, concret astăzi, dacă trebuia să avem o discuție despre AGA și Consiliul de Administrație al Sfântului, trebuia să avem discuția relativ la chestiunile astea. Chestiunile procedurale de numire de astea se puteau tranșa deja din octombrie în adunarea generală, dacă documentele ajungeau pe masa adunării generale a asociațiilor. Nu mă pronunț asupra acestui aspect, că nu știu dacă au fost sau nu au fost pe masa lor aceste documente. Dar mă pronunț asupra ceea ce văd astăzi. Deci din octombrie avem selecția făcută și nu știu de ce n-am numit Consiliul de Administrație. De-aia nici nu primesc argumentul că e prea târziu și trebuie să facem ceva, noi nu trebuie să facem nimic. Avem bază legală care spune clar fiecare cine ce are de făcut. Încă o dată, noi astăzi și nu astăzi, ci ieri, alaltă, acum o lună, acum 5 luni de zile, puteam să discutăm despre acești indicatori, despre contractul de mandat, despre întinderea obligațiilor și drepturilor fiecare dintre executivii care urmau să fie numiți acolo. Din aceste motive, nu voi vota această hotărâre, pentru că nu o consider necesar a fi votată de către Consiliul Local și aștept cât mai repede pe masa Consiliului Local proiectul de hotărâre cu ceea ce e necesar, care avem noi atribuții, scrie aici în lege. Noi trebuie să mandatăm, să dăm un mandat special din AGA cu privire la acei indicatori de performanță, adică ce așteptări avem noi de la societatea respectivă. Cât să fie profitul, cât să fie durata de încasare medie. Nu știu. Câte contracte noi trebuie să aducă. Mulțumesc. Dacă mai are cineva, ceva la aceste. Dacă nu vom trece la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Eu nu votez. Eu nu votez. Domnul Vancea nu votează. Soția unui coleg de-a nostru a murit în urmă cu câteva minute, el nu cer
4 de proiecte. Proiect de hotărâre privind preluarea administrarea Consiliului Local al orașului Arad, a unui sector de drum județean, aparținând domeniului public al județului Bihor, statutul Comisiei de Buget. Comis favorabil. Învățământ. Favorabil. Juridic. Favorabil. Urbanism favorabil. Dacă sunt discuția asupra... Am inițiat această hotărâre în urma cererii Consiliului Județean, în urma unei hotărâri a Consiliului Județean privind trecerea unor sectoare de drumuri din acela bilanul localităților. Este vorba de strada Tudor Lăminescu, inclusiv podul peste Valeșor. Dacă mai sunt observații? Dacă nu vom trece la vot, cine este pentru? Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea a două partide constituite în fondul forestier proprietate publică a UAT Alești, propuse a fi exploatate în anul 2017 și modul de valorificare a acestora. Avizul Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Învățământ. Favorabil. Juridic. Favorabil. Urbanism. Favorabil. Discuții asupra acestui proiect de hotărâre. Eu, după ce am discutat de la Comisia, am dorit să vă întreb pe domnul Ciprel, dacă vorbim despre partizme care nu le-au, erau prinse în lista... Da, este vorba de o partidă de inginer de 45 de luni de cur, localizată aproximativ în jurul cetății. Și o reîntură probabil nu. Deci astea nu erau discuțiile noastre de la vechile. Deci astea sunt alte partide decât cele de lista inițială, așa cum am spus și în celelalte, decât că vor apărea partizmă și astea vor veni și vor intra în Consiliul Local cu aceeași procedură. Stabilirea modului de valorificare, după care prețul de vizită de exploatare și, mă rog, deci, în funcție de destinație, urmează fiecare care urmă. Eu nu o să votez la asta, nu mai e în sală, dar nu votez. Bine, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, vom trece la vot. Cine este pentru? Împotriva? Trecem la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 104.153, înscris în CF numărul 104.153 Alești, în suprafață de 3.528 situată în Fabula. Avizul Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Învățământ. Favorabil. Juridic. Favorabil. Urbanism. Nefavorabil. Discuții, vă rog. Am să vreau să fac un mic amendament la articolul 4. După care modifică și completează HCL 62/1999 și va avea destinația de parcare. Dacă îmi permiteți, o să propun și eu un amendament la fel de cel propus, separat de cel propus de domnul primar. Să doresc să propun un amendament la acest proiect de hotărâre și fac acest lucru din următoarele motive. Deja au fost efectuate câteva achiziții de terenuri în orașul Arad, în zona aceea o expropriere care atunci când s-a făcut acea expropriere, am avut mai multe puncte de vedere legate de legalitatea ei și încercând să vă explic colegilor de atunci că cea mai bună soluție ar fi fost achiziționarea terenului și nu exproprierea lui, pentru că permitea o mai mare libertate cu privire la utilizarea terenului respectiv, s-a bătut din picior și s-a invocat o extraordinară mare urgență. Drept dovadă, după 3 ani de zile, acea urgență nu s-a materializat și nu se poate materializa, tocmai datorită modului în care s-a luat acea hotărâre. S-a expropiat pentru a se construi un drum pe o lungime de câteva sute de metri pătrați cu o lățime de 17 metri. O mini-pistă de avioane. De aia nici nu se face nimic. Iar acel drum
fost expropiat într-un drum, trece prin strandul orașului Alegi. Deci nu poate fi folosit pentru rezolvarea problemei juridice așa anume. Și atunci, ca să evităm noi astfel de povești, astfel de încălceri, dacă executivul local consideră astăzi că există o urgență pentru achiziționarea acestui teren, identificându-și destinația care a zis-o domnul primar, aceea de parcare, nu? Da. Da? Atunci eu fac următoarea propunere, pentru că nu mi se pare normal ca noi, ca și Consiliul Local, să cumpărăm terenul lor de câte ori apare o aparentă necesitate și să nu urmărim materializarea motivației pentru care se cumpără aceste terenuri. Pentru că nu mai departe de luna trecută, de exemplu, aflarea că trebuie să construim un iagard pentru un teren care l-am cumpărat să facem drum. N-am făcut drumul, dar cea mai mare grijă noastră să-i facem omului gard. Deși nu aveam nicio obligație să-i facem gard. Doamna secretară, avem copia după contractul de... Da, i-am... Vă rog să vedeți. Există gardul, dar nu-l facem gard. Deci, vreau să văd și eu. Pentru că noi, atunci când am hotărât prin Consiliul Local să cumpărăm acel teren, am hotărât să cumpărăm acel teren ca să facem drum. Aia am aflat că trebuie să facem gard. Bine, s-a motivat, că așa a fost o înțelegere. Nu, primar, dumneavoastră nu merge după motivă și după ăsta, dumneavoastră ca și primar, trebuie să vă așteptați. L-am scos din planul de achiziții. Deci, atunci, mă uit acest contract. Acest contract scrie aici la încheiere de autentificare, deci e făcut la notare, în act autentic. E invocată hotărârea de Consiliul Local în baza căruia s-a cumpărat, da? Și scrie aici că, ia să vedem, UAT, oraș Alegi, prin reprezentanți, se obligă să construiască gard de împrejurire pe limita de proprietate a imobilului deschis mai sus. Nu știu, cine v-a mandatat dumneavoastră să vă luați asemenea obligații? Dumneavoastră, în baza acelui HL, erați mandatat să cumpărați teren, nu să promiteți că faceți gardă. Ăsta e un înscris autentic făcut la notar. Păstă mandatul pe care l-ați primit de Consiliul de la Consiliul Local. Și ca să evităm astfel de dâmbovițene, propunerea mea este următoarea. Introducerea unui articol în această hotărâre care sună de felul acesta. Se mandatează primarul orașului Alești prin aparatul de specialitate cu realizarea obiectivului de investiție prevăzut la articolul numărul 4 din prezenta hotărâre într-un termen de 12 luni de la adoptare. Sub sancțiunea angajării răspunderii celor care, în ciuda atribuțiilor de serviciu sau mandatului încredințat, nu duc la îndeplinire în tot sau în parte prevederile prezente hotărâri. Pentru că noi hotărâm și trebuie să avem garanția că ce hotărâm să și face. Să nu ne mai trezim că, nu știu, noi hotărâm una și aflăm de când că se face altceva. Sunt lucruri serioase. Nu zbășcărie, nu cumpărăm cu 2 lei terenul. Eu sunt de acord cu necesitatea parcării în zona respectivă. Sunt de acord cu cumpărarea acelui teren, dar mai cumpărăm ca să nu urmărim ce facem. Odată, Tudor Vladimirescu a cumpărat, nu știu, sunt câteva luni de zile. N-am văzut nici gardul, nici drumul deschis, deși acolo avem un cartier și există necesitatea de mișcare a celor oameni. Asta e propunerea mea ca amendament la acest proiect de hotărâre. Astea sunt condițiile în care sunt de acord cu această achiziție. Altfel, achiziționăm numai să achiziționăm. Vreau să și văd materializarea ceea ce hotărâm noi aici. Nu mai sunt discuții, aș dori să supunem la votare. Nu, aș vrea să mă știu că am dat, mă rog, nu vă întâlnesc. Acum, referitor la propunerea domnului Dubău, eu, parte din ea pot să fie ok, dar referitor la termenul respectiv, eu zic că e un pic forțat 12 luni să ne obligăm. Bun, dar sper că nu propunem 3 ani de zile, că vedeți, 3 ani de zile ne putem să facem. Nu e vorba despre asta. Și referitor la propunerea domnului primar de a menționa pentru ce cumpărăm destinația acestui teren, eu cred că totuși ar fi bine să lăsăm o plajă mai largă
pentru terenul respect și pentru oricare teren de dimensiunea asta care a obținut, dar... Eu nu se acord cu ce ziceți, vreau să-și vă spun niște. Astăzi s-a identificat necesitatea. Da. Da? Dacă necesitatea de astăzi e să facem acolo parcare, și eu sunt de acord, chiar e nevoie de parcare în zona respectivă. Că avem și piața, avem și ștrană. Deci, chiar există utilitate, da? Există și urgența, da? Le-am identificat, le punem țoc-poc și toată treaba e bună. Asta cu să vedem, că poate o să facem stație de antene satelit și din alea, că să fim mai drăguți cu treaba asta, eu nu sunt de acord. Vreau și vă spun de ce, pentru că, încă o dată, de când sunt îngrozării din astea. Noi votăm una și alții semnează altceva. Doamne, nu știu. Eu constat, nu fac nicio acuzație. Mă uit strict pe documente. Încă o dată. S-a făcut o expropriere pentru crearea unui drum acum 3 ani de zile. Da? Vreți să vă spun ce conține acel drum? Pistă de biciclete. Deci s-a expropriat terenul care pornește de la marginea bazinelor din strand, dincolo de gard spre interior, și până în marginea terenului care se propune a fi cumpărat astăzi. Are o lățime de, nu știu, 16 metri, nu știu exact. S-a făcut un proiect, în vederea expropriării, că așa zice legea, că nu puteai fără proiect, s-a făcut un proiect care a ocupat toată această suprafață, pentru că nu se putea altfel expropria toată suprafața. Pentru că legea e clară, într-un drum se face expropriere, culoarul de expropriere se stabilește conform proiectului. Proiectul ăla, când s-a adoptat, unul dintre punctele acelui proiect scrie așa, se aprobă indicatorii tehnico-economice ai obiectivului de investiție. 1. 2. Se aprobă exproprierea pentru obiectivul de investiție de la punctul 1. Deci lucrurile serioase, nu așa, găinării. Mă înțelegeți? Aia zic că să nu ne jucăm de primăria. Dacă facem o treabă, până să facem o treabă și am identificat o necesitate, și am identificat și resursa financiară ca să rezolvăm problema aia, hai să o facem până în capăt. Hai să nu ne jucăm. Că astăzi facem drum, poi mâine facem uliță, răs poi mâine plantăm nuci. Nu există așa ceva. Totuși, cred că să nu îngrădim total. Haideți să lăsăm 18 luni acolo și să-l facem până la sfârșitul anului viitor și parcarea. Să identificăm în bugetul anului viitor. Păi hai să cumpărăm terenul anului viitor, nu? Da. Acum, nu cred că... Domnul Curet, 12 luni de astăzi... Am făcut și planul de achiziție care îți propui ceva încă o dată. Nu-i sigur că o să faci. Deci, mi se pare interesant planul de achiziție. Dar nu-i așa. Lunile trecute când discutam despre importanța lui, ne zicea domnul Dem că nu-i așa. Că facem noi cumva. Vedeți? E important. Hai să folosim planul de achiziție. Ați văzut? Hai să folosim aceleași argumente ca coadă. Nu știu dacă mai obiect cu unul, dar ce... Nu, eu mă refer la totul general. Totul general, la discuțiilor care s-au purtat aici. Totul meu de vedere. Da, corect. Eu spun așa. Atâta vreme de astăzi, care e valoarea financiară a achiziției? 220-230 de mii. Dacă astăzi găsim 230 de mii pentru achiziția terenului, ca să-l punem la dospit, eu zic că trebuie să găsim și diferența ca să ne apucăm de treaba noastră. Am spus să se termine a noastră. Dacă îmi dați voie, vă spun care e soluția. Ea există, era gata să fie implementată, trebuie numai transmutată. Deci, știți că acum 2 luni de zile am tot discutat aici de niște superficii. Unde eram gata să betonăm 1 hectar, aveam totul pregătit, discutat, nu știu ce. Aici am vorba de 3500 de metri pătrați. Okay. Care vor fi proprietatea privatului. Da? Atunci toate sponsorizările pe care erau dispuse de acord de niște agenți economici, ia cred că le putem băga în mult unde evitați în 3500 de metri pătrați și face super parcare. Numai dacă toate... Atunci da, termenul de 12 luni e rezonabil, nu? Păi da, 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 păi continuare, că am luat cu domnul Gros oricum cred că s-a luat. Nu mai trecând de terminile astea, oricum, e un termen scurt, 12 luni, pentru o investiție de genul ăsta, câtă vreme mai avem deja propuse tot felul de investiții pentru primărie. Domnul primar zice că poate. Poate.
siguranță pot să... Hai să vă ajutăm. Dar îi dăm și un pic de timp acum, ca să ne încadrăm și anumit oră. 12 luni sunt la bine, așa 3500 de metri pe toată. Oricum, o parcare de 3500 de metri pe toată. Nu-i mică. Nu-i mică, dar e realizabil. Și eu sub aspectul ăsta am și zis că să nu blocăm numai pentru parcare, că totuși, dita mai teren acolo... Există urgența. Există urgența, dar acum câte locuri de parcare sunt urgente? Bun, dar tocmai ce am identificat în teren. Rezolvăm o problemă. Păi hai să nu ne temem. Hai să vedem parcarea acolo. Hai să nu frecăm drumul de sare până se topește. Da, da, de balasta o putem balasta așa. Cu lucrări pe faze și pe astea. Nu-ți de acord cu lucrări de genul. Da, dar este n-ai ce face. Când am urmă de un lucru, trebuie să începem să și terminăm. Ideea e în felul următor. Există o inițiativă a unei achiziții de tren, da? În momentul când, care presupunem că în momentul când depășim faza Consiliului Local, aprobarea hotărârii de Consiliul Local, e ca și achiziționat, da? Bun. În momentul când l-ai achiziționat, ai ceva cer. Nu suntem de discuții de contracte de colaborare. Inclusiv obiectele aprinse noaptea pe terenurile de sport. Eu nu zic că, poate nu e pe tot, cum zici, pe 3500, dar haideți atunci să facem, dacă atunci, deci acolo, ca să trecem pe aspectul unui contract neconform, un blanc cu planșe culori, aici nu suntem în stare să spunem ce facem pe teren. Deci mi se pare că lucrurile se tratează neuniform, ca să nu zic asta. Adică în momentul când eram gata să încheiem un contract de colaborare cu RB România, aveam gata planificat deja terenurile de sport, scenă mobilă și alte chestiuni de genul ăsta și acum când avem ocazia să devenim proprietari, nu mai avem discuția că pe câți ani, definitiv, va fi proprietarul orașului. Bun, nu le dat pe gata tot. Poate voia să facem sală polivalentă. Haideți cu proiect de sală polivalentă, dar să știm ce facem acolo. Nu cumpărăm terenul numai ca să ne aflăm în treabă. Am mai cumpărat două terenuri. Ce spuneam? Am cumpărat două terenuri la marginea orașului. Una că va fi bretea, dar nu se știe când, și una ăla l-au tot chiar că nu știu de ce l-am cumpărat. Da, deci ar trebui să o facem anul ăsta, că anul viitor să ne ocupăm de bretea. Nu știu, să ne ocupăm de unele dintre ele, dar să ne ocupăm de ceva, că nu ne ocupăm de nimic. Ne-am ocupat, am identificat proprietarii. Vă mai dau un exemplu, știți că am avut o discuție așa, care am pus o sub formă de glumă, ca să nu fim prea încontrați. Când s-o discutat despre planul de achiziție, am zis așa mai în glumă, mai în serios, că ne cumpărăm scena și nu știu ce. Vreau să vă spun că primăria, de exemplu, anul ăsta, au achiziționat închiriere de scenă. Da. Și ori cumpără scena, ori închiriere, hai să fim în coerență așa cu ce vrem noi să facem. E adevărat, domnul primar, ați închiriat scena cu bani. Da, pentru că da. Scena ne-am propus să cumpărăm, dar până la închiriere. Dar când am spus atunci, nu ne-ai zis, la ce străbăție ești scenă? Am găsit o formă. Uite, banii de la scenă îi mutăm la achiziția... Și ce părere aveți despre un sfârșit de 2018 pentru terenul ăsta? Nu sunt de acord. Eu v-am spus care sunt condițiile. Eu pot fi de acord cu 12 luni? Sunteți bine. Eu v-am spus în ce condiții. Sunt de acord cu achiziția. Pentru mine asta să fie o garanție că nu ne jucăm la primărie. Facem ceva pentru orașul ăsta. Domnul primar, prima dată când e de acord și dumneavoastră cu mine, uite, îl impulsionez. Simte și eu că poate să facă ceva. Amendamentul meu și haideți că îl susțin și celălalt amendament ca să terminăm și cu proiectul ăsta și să încercăm să-l facem până anul viitor. Deci, vă supune separat cele două amendamente la vot. Primul amendament fiind completarea la articolul 4 cu destinația de parcare propus de domnul primar. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? O abținere avem. Voi supune la vot amendamentul domnului consilierului Călin prin introducerea articolului 5, articolul 5 devine articolul 6. 6. Așa. Cine este pentru acest articol? Împotriva? Abținere? Mulțumesc. Așa, și voi supune la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente. Cine este pentru? Împotriva? Abține? S-a votat în unanimitate. Mulțumesc. Vom trece la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului articol la nivelul APA.
Solicit avizul Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Învățământ. Favorabil. Juridic. Favorabil. Urbanism. Favorabil. Discuția asupra acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, instrucțiune la vot, proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă mulțumesc, având în vedere că nu avem diverse declarații de sancțiune.